străduit anul ce a trecut să împlinim cât am putut. Asta nu înseamnă că am împlinit tot. Nu înseamnă că, de fapt, am ajuns la cele mai înalte dorințe pe care am vrut să le atingem. Trecerea dintr-un an în altul nu înseamnă că, de fapt, am lăsat totul și acum este totul nou. Dacă cumva va rămas mașina nespălată, nu cred că dimineața când v-ați trezit a fost lustruită, nu-i așa? Deci, trecerea dintr-un an într-altul nu este altceva decât o zi. O zi care ne desparte de o zi și ne arată altul. Dacă anul acesta Dumnezeu ne va ajuta, dacă anul acesta Dumnezeu va fi cu noi, vom avea piruințe. Dacă anul acesta Dumnezeu va îngădui să ajungem până la sfârșitul anului, că vom ajunge, chiar dacă ar urla spune cuvânt și s-ar împotrivi oricine, noi ne credem în Domnul și El ne va da piruință. Când El spune un cuvânt, ia ființă. Și ne bucurăm în Domnul nostru că El ne-a chemat la El. Și noi credem că în umblarea noastră pe acest pământ vrem să rămânem lângă Domnul. N-aș vrea să fiu lung, ci aș vrea să fiu scurt, dar în toate, să chemăm pe Domnul în ajutorul nostru. Să ne credem mai mult în Domnul. Anul acesta va fi un an de biruință pentru toți. Dacă anul trecut am avut boli trupești sau sufletești, neajunsuri, posibil să avem și asta, și anul acesta. Dar, de ce nu? Haideți să-i spunem Domnului, Doamne, vindecă-ne bolile. Doamne, mai sunt încă boli sufletești. Spunea cineva, boala sufletească zice că nu doare. Și așa este. Boala sufletească nu te doare, dar te uscă pe picioare. Domnul să ne vindece de astfel de boli. Amin. Domnul să ridice necazul din biserică, să aducă bucurie și fericire. Amin. Domnul să binecuvinteze fiecare familie. Amin. Și Duhul Sfânt să lucreze și să-i dăm voie să lucreze. Amin. În dreptul nostru a fiecăruia și în anul acesta. Domnul să fie cu noi. Amin.